Dacă ești în parcul Grădina Icoanei pe la Biserica Anglicană și vrei să faci dreapta pe trotuar, pur și simplu nu poți din cauza mașinilor parcate și ești nevoit să le ocolești pe carosabil. Dacă îmi trebuia în dreapta, unde pe unde mergeam? Trebuia să ocolesc tot parcul. Problema e generalizată în capitală. Astfel de situații întâlnim în centru, dar și în cartiere. Pe această stradă din cartierul Drumul Taberei, ambele trotuare sunt blocate de mașini, așa că pietonii sunt nevoiți să circule pe carosabil. Oamenii se plâng din cauza mașinilor parcate pe trotuar, dar se întreabă de ce nu sunt construite parcări. Trebuie să mergeți pe carosabil. Bineînțeles! Trotuarele sunt pline de mașini pentru că nu mai este niciun loc de parcare. E dreptul pietonilor, trebuie să aibă și ei pe unde circula trotuare, dar să facă locuri de parcare totuși, nu? Cum? Da, legea înainte să facă parcări. Trotuarele sunt pentru pietoni, dar ce facem cu mașinile? Unde le lăsăm? Se construiesc multe locuri de parcare, dar ele nu sunt folosite. Și vă dau exemplu parcarea din capătul Pantelimonului, unde oamenii pentru 300 de metri de mers pe jos preferă să parcheze pe trotuar decât să parcheze într-o parcare nou construită. Deși la Decebal și la Pantelimon e gratis acum. Dacă legea intră în vigoare, poliția rutieră va putea dispune și ridicarea mașinilor parcate, nu doar a celor care staționează neregulamentar pe carosabil. Potrivit unor statistici, în București sunt înmatriculate aproape 1,5 milioane de autovehicule, la care se adaugă alte 500 de mii în tranzit. În schimb, sunt doar 350 de mii de locuri de parcare.